ca să poți să pronunți așa. Așadar, mă întorc și spun că lucrurile acestea să vă fie foarte clar. Rudele erau fixe. Da. Rudele erau variabil în funcție de cât... Cât au știut. Cât au știut acolo, cât au apărut. Cât au știut fiecare. Da. Constatarea aceea că ți-a făcut numărătoarea aceea ți-a făcut la număr de teze. Deci de aceea, insist, asta trebuie să înțelegeți. Că cei ce se obține, pune pe verticală. Mai facem sinteză? Da. Hai să vedem ce am făcut aici. Funcții. Funcții. Da, funcții, domeniul, domeniu, imaginea... Imaginea, pretențiile, cum ați văzut. Aaa, asta e foarte da. Deci, funcții. Elementele caracteristice, cele pe da. Elementele caracteristice. Pretențiile funcției. Da. Pretențiile funcției. Pleacă tot. Și nu, nu e posibil așa. Da? Nu este posibil. Apoi, am vorbit de graficul de coapsa. Graficul determinat în diverse condiții. Da. Nu, graficul. Legea de corespondență determinată. Legea de corespondență determinată în diverse condiții. Deci, legea de corespondență. Ce a mai fost aici? Nu vreau să mai scriu. Deci, am citit astăzi un mesaj, cineva zile trecute, o trimis la DNA, spunea cum ai mai făcut asta de vreo un an de zile, unde la DNA, la centru, sesizare, în baza variantei a ceea ce face proful online de atâta vreme, sesizarea faptului că părinții sunt nevoiți să mituiască sistemul de învățământ prin meditații. Foarte tare chestia asta. Deci ei, părinții, sunt cei care mituiesc profesorii fiind obligați să facă meditații. Ce faceți voi care vă ocupați cu chestia asta? Mi s-a vrut ceva tare. Îl poți citi la proful online, dacă te duci acolo. Fiecare trebuie să vedeți la proful online. Mesaje pe YouTube și veți vedea penultimele mesaje scris chestia asta și spune exact conținutul cum l-am trimis la DNA pentru ca așa să probleme să rezolve. Că părinții disperați, sigur că nu sunt mult rezolv nimic. Că inclusiv ei care sunt acolo fac acest lucru. Da? Deci cum se ia măsuri când sistemul este așa prăbușit și așa este, asta e situația. Dar face o singură chestie. Acest om face un lucru pe care voi, în loc să-l luați în seamă, să vă bate, să fiți de acord cu el, să vedeți ce puteți face, să valorificați potențialul ăsta de informație care este pus pe internet și să poată folosi toți copiii, menține sistemul în viață cu alimentându-l vieții părinți cu fonduri imense. Dacă ați face voi, părinții, dacă ați face un calcul, să vedeți cât lunar se aruncă pe meditații, având atât, să spunem, copiii pe care aveți, unii au 2-3 copii, beți de ei în școală sau 4 și au să fac, eforturile astea imense. Ori asta înseamnă niște bani aruncați din familie, din bugetul familiei, foarte, foarte mult și foarte greu de suport. Am înțeles că mai fost cineva care, acum, în zilele la televiziune, i-a zis doamne Andronescu că am dropat sistemul de învățământ. Acum, da. Cele astea. Păi, în față. Păi da, ministru, mame, un film așa, miști învățământul, dropa de sistemul. Păi să fie, așa ai știți. Da. Dumneavoastră ați îndropat sistemul de învățământ și să uită la el. Sigur că da, asta este realitatea. Politicienii au dorit să ne țină în starea asta. Deci este marea lor performanță de a ne ține în ignoranță, iar pe șești copii să-i condamne la neștiință, la o formă de
la o formă de asta de înregistrare a informațiilor mecanică, neînțelegând utilitatea informației, ei sunt doar nevoi să înveți niște formule pe care azi ne bați în limită. Vedeți? Asta este drama. Să știți că am mai vorbit cu cineva care acum este în anul 2 la facultate, tot am învățat la un colegiu de presidiu de la Alba Căule, și a zis, tot ce am învățat în liceu a fost inutil. Nu mă ajută cu nimic. Păi este fantastic că nu-l ajută nici pe studentul, mă știu, în facultatea. Deci noi, voi nu vă puteți da seama, dar suntem într-un colaps total cu sistemul de învățământ. Că doar atâta, s-ar alege cu uzură. Și că da, teoria și cu practica nu se bat. Nu spun că sunt atâția care termină facultatea și se duc unde la Crăciun. Da. Deci ei nu-și găsesc deloc de lucru pentru că informațiile pe care le acumulează în timpul facultății sunt de nefolosit. Sunt depășite, sunt perimate, doar atât. O uzură intelectuală fantastică. Asta este. Bine, o uzură intelectuală fantastică. Deci, intelectul lor este atât de afectat încât ei se dau la o parte, că ei refuză să mai înveți, nu mai vor. Sunt agresați în fiecare zi. Și doar atât să aleg... Lui se zice, memorați. Da, cu uzură fără rost. Și iată, să aleagă cu el în brațe, fugi și la meditatorul cealaltă, fugi la meditatorul cealaltă, învață și la asta, învață și la asta. Ce ai făcut cu el? La el ai terminat, că el este... Mă spun, epuizat. Și ce să faci? În vacanță mai fugi și cu el ca să refaci alea, că să-i faci... Ca să mai poată un anumit. Și mai dai încă o dată în el. Da. Deci este obiceiere continuă. Și să duc vieții ei păstem în facultate, la culeți de căpșuri. Asta e drama. Și cât stres, și cât... Da, și câți bani, zici, ce-am muncit o viața mare, la tine în facultate, au făcut masterat, au făcut doctorat, au făcut... Și uite, în Spania. Doctorate? 90% sunt false. False, exact, copy-paste. Știți ce înseamnă? Este complicat. Deci, orice s-ar vrea, dacă nu vor încerca să înțeleagă că felul în care ne menține acest sistem face ca de fiecare dată să ne prăbușim și toate domenii sunt prăbușite. Să înțelegeți? Că numai avem o școală de medicină, cu oameni care cercetează, care discută, care duc în sus. Nu avem în învățământ, nu avem nimic. Cercetarea e zero. Totul este prăbușit. Eu mă uit de multe ori cu tristețe la faptul că acum am nepoții care sunt aici în România și mă gândesc care este șansa lor mâine, una zero, și tot vedem. Acum, Cristi zice, dar totuși ai apărut tu și se pare că avem o șansă, pentru că nu numai pentru noi, ci și pentru ceilalți copii se întâmplă chestia asta. Și că faci alt fel de școală, altceva, spui tu, altceva vrei să faci. Dar bătălia este imensă. Trebuie să vă spun, este imensă, pentru că, iată, după 3 ani de zile, nu pot schimba sistemul de gândire. Ei rămân cantonați în felul de a face matematică mecanic. Mă învăț formula, o aplic, am uitat-o aici, am uitat-o. Nu mai era matematică, domn profesor, la toate obiectele. La toate obiectele, nu ca discuții. Până la română, dacă nu repui, nu redai cuvânt cu cuvânt mecanic, pus așa, fraze. Da? Da. Cele la engleze și la geografie și la tot, și la istorie și la ce... Știți cum o sătui? Da, este drama. Este drama. Și nu face decât să creștem în noua generație cu un... Iertați-mă. Roboței. Da, roboței. Hai zis frumos. Ai zis roboței. Da, dar fără șansa de a prelua... Noi trebuie să vorbați la noi, mă. Să ne prelua ștafeta. Voi trebuie să duceți o leacă lucrurile mai sus. Iar voi veți fi în situația de neputință să preluați ce a făcut, să a făcut un acel ăsta. Da? Și te uiți așa cu ochii, dacă asta e. La revedere! La revedere!